Deschidem astăzi a noua ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor, Sărbătoarea de sub raz. Proiectul este inclus în calendarul activităților educative regionale și interjudețene de anul acesta, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Duminică 19 iunie, Căminul Cultural din Adâncate a găzduit o nouă ediție a Festivalului Interjudețean de Folclor pentru Copii, Sărbătoarea de sub raz. În acest an s-a înregistrat un număr record de participanți la eveniment. La această ediție din anul acesta s-au înscris 585 de elevi din 57 de unități școlare din județele Suceava, Bihor, Iași, Neamț și Vaslui. La această ediție din anul acesta s-au înscris 585 de elevi din 57 de unități școlare din județele Suceava, Bihor, Iași, Neamț și Vaslui. Vreau să le mulțumesc în special, să-ți mulțumesc doamnei directoare, să le mulțumesc profesorilor, educatorilor, învățătorilor, ori de câte ori am ocazia, simt nevoia să le mulțumesc acestor oameni, oameni deosebiți, oameni care ne fac cinste comunei noastre. Fiecare dintre formațiile participante au avut la dispoziție 10 minute pentru a convinge juriul de specialitate. Să veniți astăzi la festivalul de la Adâncata. N-am mai fost niciodată la Adâncata și renumele care s-au făcut de alți ani, la alte competiții, am auzit că este frumos și este un juriu puternic, bun, capabil, calificat și am venit și noi. Festivalul Interjudețean de Folclor pentru Copii, Sărbătoarea de sub raz de la Adâncata, a fost organizat de către Școala Ioan Băncescu, Primăria și Consiliul Local Adâncata și Inspectoratul Școlar Județean Suceava.